Spectacol bizar făcut de judecătoarea habarnistă din cazul 2 mai, care astăzi va afla dacă va fi suspendată. Priviți ce a făcut când a venit să afle verdictul colegilor săi. De ce i-ați cerut cartea de identitate a victimei? De ce dată? Am fost ședința de judecată. Considerați că meritați o sancțiune, meritați să fiți sancționată. Ce aveți de spus în apărarea dumneavoastră? Aveți un mesaj pentru părinții victimelor? De ce mestecați guma în sala de judecată? Ați studiat dosarul înainte? Că părinții v-au acuzat că păreați nepregătită, că nu studiați dosarul înainte. Vă mai întreb o dată. De ce ați solicitat cartea de identitate a victimei decedate? Aveți de gând să vă cereți scuze părinților? Credeți că veți fi suspendată din funcție? Nu, asta ați solicitat să fiți înlocuită din dosar. Aveți ceva de spus pentru părinții victimelor? Suntem în legătură directă Skype cu Cosmin Bolosin, avocat. Bună ziua, domnule avocat. Spuneți-mi dacă ați mai văzut un asemenea magistrat care să stea la declarații, dar să nu scoată un cuvânt la nicio întrebare. Credeți că aștepta întrebarea potrivită sau ce anume s-a întâmplat? Ne sfidează în continuare. Doamne, asta e noaptea minții, ceea ce văd. Deci râd și rămân oripilat. Deci râd și plâng și rămân așa oripilat. Ce să mai spun? Astfel de personaje, din păcate, se joacă cu destinele oamenilor. Gândiți-vă că acest personaj, această magistrată, din păcate, nu răspunde niciun punct de vedere și face ce vrea din ei. Ea, sala de judecată, este un mic Dumnezeu, Dumnezeu pe pământ, coborât din cerul și ea face ceea ce crede cuvință. Haideți să vă spun ceva. Am întrebat un coleg de-a noastră, domnule, te-ai abținut din dosar. Din punctul meu de vedere, și a spus în emisiunea doamnei Crețulescu, dumneavoastră s-a abținut în mod formal din dosar. Asta cred că de abținere a făcut în mod formal, ca și al judecătoarei, fac o paralelă din cazul Cherecheș, la Curtea de Apel, țineți foarte bine minte, când a spus, domnule, haideți să mă abțin, că cu siguranță poate... Dar ea va da până la acest moment, până vom afla decizia CSM, deocamdată nu este suspendată și va da decizia în cazul 2 mai. Ea va spune câți ani de pușcărie face Vlad Pascu. Deocamdată dosarul 2 mai este suspendat. Eu cred că astăzi CSM-ul se ia o decizie echilibrată și, bineînțeles, tot în același timp și înțeleaptă, fiindcă astfel de magistrat, așa cum spuneam mai înainte, nu pot să se judece cu destinele noastre. N-am să înțeleg niciodată cum doamna, care are astfel de comportament bizar, ciudat, sau cum e dumneavoastră să-i spuneți, nu are decența de a răspunde în fața presei. Adică presa este o putere în stat, este câinele de pază a democrației. Iar dacă tu nu simți în fața presei să-ți spui un punct de vedere, de ce n-ai fi stai acolo în fața microfonului? Sau măcar, dacă nu vrea să ne dea informații, măcar să răspundă la acuzele care îi se dosarul, dosarul este public. Din punctul dumneavoastră de vedere, faptul că a fost întrebat în mod repetat ce părere are și ce anume are de spus despre toate aceste coincidențe bizare pe care le are în cazul 2 mai, ați văzut răspunsul dumneavoastră, așa nu, este un exemplu de așa nu.